Salutări, bine ați venit pe canalul meu. În seara asta o să vă povestesc despre cuvântul așteptat. Așteptările, așteptatul. De câte ori nu am așteptat în viață și ce am făcut când așteptam și cum ne descurcăm cu așteptatul ăsta. Dar înainte să încep povestea, vă rog să vă abonați la canalul meu și să-mi dați un like. Vă mulțumesc! Deci, cu așteptatul ăsta, totul a început când eram copil. Stăteam cu ai mei pe undeva, nu duceam la doctor, așteptam. Mergeam musafir, așteptam. Bine, ca musafir îmi dădeau dulceață și așa mai departe, numai să nu mă plictisesc, să încep să urlu, să țip. Dar așteptam și era groaznic. Mergeam la biserică, așteptam să termine slujba. Tot timpul așteptam, iar după aia să mai vorbesc mai târziu, a trebuit să aștept la cozi. Cum nu era nimica pe piață, care nu exista nici măcar piață, nu era nicio piață, așteptam, poate pică ceva. Iar lumea era atât de nervoasă la cozi că unii plăteau ca să-și cumpere un loc în coadă mai în față, iar alții se băteau, se luau, se împingeau și așa mai departe. Și asta numai din cauza așteptării așteptatului. Deci așteptatul ăsta îl face pe om nervos, fie că e copil, fie că e om mare, fie cum o fi. Așa că și dumneavoastră acum așteptați să termine video, să zic ceva mai interesant. Dacă nu vreți să mai așteptați, schimbați canalul, duceți-vă pe alt video și văd eu ce fac aici mai departe. Dar înainte să părăsiți canalul acesta, vă rog să vă abonați, să-mi dați un like. Vă mulțumesc! Deci acum continui cu celelalte așteptări. Oh, am așteptat foarte mult în gările de tren, am așteptat și ziua, noaptea, dimineața, la prânz, tot timpul, ore în șir, zile în șir, s-ar putea să fie așteptat odată și o zi jumate, ceva de genul ăsta, că nu venea trenul, trebuie să aștepți. Și bineînțeles că ăia au linii de așteptare, linia 1 așteptați un minut, linia 2 așteptați 2 ore, sau săli de așteptare. Invenția asta cu sălile de așteptare este fantastică. Cine a inventat-o, nu știu, ei zic să fii pacient. Pacient, adică vine la cuvântul patient, răbdător și nu știu ce. Eu nu sunt răbdător. Sau dacă sunt răbdător, nu sunt în sălile de așteptare. Acolo este un fel de, așa, pătrat ceva cu scaune și un grup de nebuni stau și nu fac nimic. Unii mai vorbesc, alții mai dorm și așa mai departe. Așteaptă. Deci, am așteptat și la întâlniri, adică mă trebuia să mă întâlnesc cu cineva la ora 1 și mă uitam la ceas, era ora 2 sau era ora 3, depinde la ce mână era ceasul, că tot schimbam, trebuia să găsesc ceva de făcut, ba mergeam înainte și înapoi așteptând. Cel mai mult cred că am așteptat o oră, două, trei sau am fost așteptat o oră, două, trei. Mă rog, dar asta mai merge. Că după ce aștepți atâta, după aia mai discuți, dar câteodată am așteptat degeaba. Dar mai sunt unii care se pricep la lucrul ăsta. Ăia sunt șoferi de taxi. Ăia cred că sunt mentali. Și așteaptă. Nu știu ce așteaptă. Așteaptă clienții care nu vin. Da, ăia sunt tari. Dar când eram eu adolescent, așa, cred că așteptam să îmbătrânesc sau să întineresc. Mai știu ce așteptam. A fost și un film cu unul care nu avea răbdare să aștepte și avea un aparat așa. Mișca de aparat. Sandler îl chema pe actor. Nu știu, nu contează. Și trecea peste fazele plictisitoare din viață. Și până la urmă am îmbătrânit și a părut rău că a trecut peste asta. Deci viața e o așteptare, știi? Dar când am plecat eu din România în Occident, în Vest, mi-am găsit un servici. Ce credeți că servici mi-am găsit? Un servici la care n-ar fi trebuit să mă duc, paznic. Și unde credeți că eram paznic? Eram paznic la o bancă. Și stăteam la bancă acolo, la ușă. Nu stăteam unde erau banii, stăteam unde nu erau banii. La ușă. Și în față, chiar în fața mea, sus pe perete, ce credeți că aveam sus pe perete acolo? Un ceas sus. Deci mergeam eu așa, patru pași, mă întorceam iar și vedeam ceasul. 92 minute. Deci a început ziua și trebuia să aștept uitându-mă la ceas. Se facă prânzul ca să-mi dea și mie o pauză, dar așteptam pe unii să mă înlocuiască, ea nu veneau.
Și după aia, mă rog, dacă veneau, nu veneau, trebuia să aștept să facă ora 5 seara, că e acolo în vest muncesc până la ora 5 seara. Și după aia plecam acasă și așteptam să vină a doua zi ca să mă duc înapoi pasnic, să stau la ușa băncii uitându-mă la ceas. Ceasul ăla de sus, 9:02. Țiu minte ca și acum. Și ce să zic, acum nu mă mai aștept la nimic. Am avut așteptări mari de la matale. Nu zic mie unii oameni, de la dumneata nu mă așteptam să faci așa ceva, serios, adică, cred că te credeam om serios. Deci, dacă aștepți prea mult, cel pe care îl aștepți e neserios. Dacă nu-l aștepți deloc, n-ai nicio problemă. Și asta cu așteptatul, mai e chestia care e grea, este că trece greu timpul. Când aștepți ceva să se întâmple sau faci ceva care nu-ți place, aștept să termine, cu cât e mai urât sau nu-ți place, timpul trece mai greu. Oare de ce? Și când faci ceva care îți place, timpul trece repede. Păi hai să ne întrebăm cum e asta cu timpul pe Einstein, că și ăla a așteptat, dar ăla, la el mergeau lucrurile toate cu viteza luminii. Ăla n-avea nicio așteptare, de fapt. Și cam așa, cam asta este, deci gările, viteza luminii, orice se întâmplă în jur, e chestie de așteptat. Oh, când eram adolescent, dacă n-aveți ce face și acum, indiferent la ce vârstă, puteți vă duceți pe stradă, stați într-o stație de autobuz și vă uitați să vedeți, vine ceva și așteptați să vedem cam cum vă simțiți. Vă simțiți bine? Sau nu vă simțiți bine? Eu m-aș simți, cum se zice, deștept. Așa că, dacă v-a plăcut povestea, vă aștept din nou pe canalul meu. Și vă rog să vă abonați și să-mi dați un like. Nu trebuie să vă așteptați la alte povești fantastice sau să aveți, știu eu, ce așteptări mari. Că și eu am așteptat multe în viață și nu s-a întâmplat nimic. Probabil că am avut așteptări prea mari. Deci, v-ați abonat? Mi-ați dat un like? Vă mulțumesc! La revedere! Vă aștept pe canalul meu!